L-am. Avem și primul clan al partidei. Mai da drumul aici. Băi, deci dau niște atacuri foarte anemice. Foarte, foarte anemice. Clan de Prahova. Am avut pescuit la clan. N-a pescuit la clan, Bogdan. Salutare, prieteni! Am ieșit la pescuit. Nu am foarte mult timp la dispoziție, în jur de 2 ore și jumătate. Timp în care ce voi vrea să fac este să pescuiesc o porțiune a râului Prahova, de unde sper eu că voi reuși să scot la cameră câțiva clenuți. Pentru că da, peștele pe care îl vom căuta astăzi va fi cleanul. Echipamentul l-am pregătit, voi nu uitați, rămâneți până la final să vedem ce reușim să facem. Este o zăpușeală afară greu de descris. Încerc să lansez cât mai la buza malului opus, pentru că practic acolo ar trebui să stea cleanul. L-am. L-am și un clean frumos. Ho, ho, ho. Este super. Super. O apă așa tulbure nu m-aș fi așteptat. Sincer vă spun, când am venit și am găsit apa așa tulbure, am zis că nu o să fac treaba. Avem și primul clan al partidei, scos de undeva din spatele meu, de sub răgăliile ce atârnă deasupra apei. Pe o apă așa tulbure chiar nu mă așteptam. Sunt foarte mulțumit, este prima captură și sper ca ziua să decurgă tot cum a început. Haideți să eliberăm peștele și să mergem mai departe. Haideți să vedem ce facem. Voi da drumul aici. Uite ce clan frumos. Clan de Prahova. Într-o apă tulbure. Wobblerul pe care am reușit să prind clanul este un wobbler de la Strike Pro și anume modelul Baby Strike Pro de 2,5. Să încerc să lansez pe sub crângile de acolo din fața mea. Da. Este. Băi, deci dau niște atacuri foarte anemice. Foarte, foarte anemice. Abia se simte. Exact cum spuneam, este din buza malului opus. Haide, puștule, că vei pleca. Asta cred că are în jur de 30 de centimetri. Gata, haide să mă ud pe mâini. Înainte de a pune mâna pe el. Uite ce clan frumos. Clan de Prahova, care eu n-am mai văzut așa ceva pe Prahova, cel puțin în zona unde locuiesc eu. Foarte frumos. Foarte frumos. Haideți să le liberăm. Cred că voi merge și voi da drumul puțin mai sus. dus. Fugi, fă-te mare, puștiule. Super CLENI pe Prahova. Super. Uite. Uite-l. Uite-l și e mai mare asta. E mai mare. Ba nu. Ba nu, e un pic o idee mai mare. Este o idee mai mare față de cei doi pe care i-am prins. Ce v-am zis eu că malul opus ține pește? Ce v-am zis eu? Mergem puțin mai sus pentru că îl voi elibera acolo. Băi, de mult n-am mai prins CLENI așa frumos, vă spun sincer. Sincer vă spun. Cel puțin apele din zona unde locuiesc eu sunt foarte braconate și, din nefericire, CLEAN mare nu se mai găsește. Cel puțin CLEAN la 25-30 cm este sărbătoare ziua în care reușesc să prinzi un astfel de exemplar acolo. După cum vă și spuneam, și râul Prahova, care străbate localitatea unde locuiesc eu, este chel de pește. Nu mai avem pește. Haideți să le liberăm. Nici nu știu al câtele este, al treilea, parcă. Da, super frumos. Chiar nu-mi pare rău că am venit până aici. Chiar nu-mi pare rău. Uite-mă, te-a picat pe apă și a luat-o din zbor. E sigur că acolo este exact sub crengile alea. E micuț, da? Dar e drăguț. Uite. S-a dus să se facă mai mare. Băi, dar ce facem, mă, de noi? Ăla-am. Tot mic. Tot mic. E bine și așa, de pe deloc. Sunt mulțumit și cu de-aștia. Și o apă așa tulbure să mai prind și pește, e topul de pe lume. Cam atât pentru azi, prieteni. O să închei partida aici. Mă declar mulțumit pentru ziua de azi. Am reușit să prind câțiva clenuți, deci obiectivul a fost îndeplinit. Nu pot decât să vă mulțumesc pentru vizionare și nu uitați, dacă v-a plăcut, like, subscribe și comentariu. Ne vedem în săptămânile ce urmează cu noi clipuri.